Am venit la o băltuță nouă, mică, în mijlocul pădurii. N-am mai pescuit aici niciodată, nici nu știu dacă sunt pești, dar bănuiesc că sunt, pentru că aici, pe lângă câteva gunoaie, este o pungă în care au fost viermi. A fost viermi și aici este o bâtă care pare că a fost folosită ca unghiță. Dar este perfect dreaptă. Deci asta o pot folosi chiar și eu pentru bâltuța asta. Este chiar de ajuns. Îți mai trebuie doar strună, plută și câlig. Gheața în partea asta pare a fi destul de groasă. Dar acolo se vede ceva chiar ca și o copcă făcută. Că este o gaură care pare cam prea perfect făcută să fie naturală. Da, sigur este o copcă. Nu știu cine ar face copcă la bălțuța asta, dar nu. Apa pare destul de curată. Se vede fundul. Sunt și crăcane, deci clar s-a mai pescuit aici. Și o să vin și eu curând să încerc. Curând, în chiar zilele următoare. Pentru că altfel o să înghețe de tot. Balta este într-un fel așa misterioasă, chiar înconjurată de pădure. Da, deci curând urmează video de la băltuța asta. Să vedem ce monstruleț adăpostește. Deși pare dezghețat lacul pe anumite porțiuni, de fapt nu este. Dacă vin, o să trebuiască să sparg gheața. Să vedem. Este chiar groasă. Sunt anumite ochiuri unde aș putea încerca. Dar o să văd când vin.
Mai încerc o dată cu un bolovan și mai mare. Asta este chiar mare. Ia să vedem. Și chiar este groasă gheață. Dar sunt câteva ochiuri care n-au înghețat. Și să încerc acolo când vin. Și la prima baltă ne-am prins eu primii mei crapi. Ciortan, de fapt. Da. A fost experiențe faine. Am o măligă și porumb. Balta este atât de sălbatică. Tot acolo. Umblă căprioarele. M-am mai întâlnit odată cu ele. Când am venit în coace. Trei căprioare, cred că este o familie. Sunt camuflate foarte bine. Din păcate, în stilul pur românesc, e plin de gunoaie pe malul Bălții. Asta e. Aici văd că a fost cineva a spart gheața. Aici este un gropan mare. Probabil a sperat să prinde ceva. Poate fi și prins. E fain la balta asta că și asta este tot în mijlocul pădurii. Se aud și bine cunoscutele drujbe. Oricum aici, până la primăvară, nu se poate pescui.